Bun. Deci tu vrei să ataci America ca să faci turism. Da, bravo. Și bine, asta vreau să știu dacă ne ajut sau nu, că bă, dacă mă apuc de război ăla pe tată, păi vreau să fie toate actele în regulă, nene. Că nu vreau să, știi cum e, să mă trezesc cu vreo amendă de aia după aia, că să zică nu știu ce, că n-am făcut nu știu ce, să mă întoarcă de-n drum, fai de cap meu, nou. Nu. Bun, deci tu vrei să fii legal ca să începi războiul. Da, bravo, mă, dar de cu actele astea să mor dacă mă pricep, că nu asta cu... Ia formularul ăsta, du-l la ghișeul ăla, stai, completează CNP-ul, stai, bă, uite, completează cererea asta. Nu e, nu vreau tataș. Nu, de-aia vreau să-mi zici tu ce trebuie să fac, cu cine trebuie să vorbesc, cui trebuie să dau declarație, dacă trebuie să dau cuiva, dacă trebuie să-mi pun cineva o ștampilă. Adică mie să-mi zici așa, dacă eu merg cu tine sau trebuie să merg mai sus. Înțelegi, să-mi zici care-i treaba, Vasile, înțelegi? Gata, mă interesez. Te rog, eu... Deși n-am mai făcut asta, dar am merg pe... Dar am și o întrebare. De ce vrei să faci, mă, tu cu primăria? Nu mai bine faci tu război pe persoană fizică? Nu, băi, stai mă, că nu vreau să plătesc eu, mă, vreau să plătească statul, primărie. Șmecherie! Înțelegi? Merg rotițele, tată, nu e... Vedea, mă, dar s-ar putea lui domnul președinte să nu-i convine treaba asta. Lui Iohannis, mă? Dacă e neamț, este? Dar are legătură, mă. Deci tu vrei să începi războiul cu America ca să faci turism. Deci îți trebuie război. Da. E, vezi, lui trebuie pace, bă, băiatule. Păi Iohannis e cine mai turist președinte, mă, care l-a avut țara asta? Ăsta mai nu stă pe afară, mă, decât pe-n țară. Tu n-ai văzut cum apare o criză mare, pache pe la piramide, pe la golf, pe la schiat. Eu cred că Petrelui Cotroceniu e așa un fel de agenție de asta de turism, nu servicii. Treaba lui, mă, ce treaba are cu mine? Bă, știi, nu vreau să mă complic, eu vreau să merg cu primăria, că te și cunosc. Gata, m-am înțeles. Mă rog să fate mele. Da, bravo. Dorele, când mă costă stau? No, e plăcerea mea. Și plăcerea mea. Bine, mă, rămân dator. No, nu există. Ai văzut, mă, cum să leagă ești nebun la cap? Păi eu dacă încep război să vreau să fie actele în regulă, să nu mă oprească ea cu... Aoleu, ce cum ar fi asta aici? Ce face băieții? Care dă o bere? Aia, noroc. Eu dau eu o bere că sărbătorim. Ce? Plecăm în America, fraiere! Da, bravo. America? Și asta vreți să faceți, bă, război cu America? Da. Mamă, când nu pot să vă zic eu mai multe, bă, băiatule. Ce să ne zici, bă? Bă, eu am început de mult asta, frățiorii mei. Ce ai început, bă? Asta, bă, războiul, dar nu pot să vă zic că acum suntem doar pe antrenamente. Sunt mort tu. Haide, bă, Gianni, ce dacă te-am mințit eu vreodată pe tine? Nu te-am mințit, dar oricum știți prea multe. Ce știm prea multe, bă, că n-ai zis nimic, bă? Cum, mă, n-a zis că a zis? Bă, ce a zis, mă, că n-a zis nimic? N-a zis că a început războiul și că, nu știu, merge pe burtă, n-am înțeles nimic oricum. Dar n-a zis cu cine, ce, când. Pentru ce? Păi asta nu pot să vă zic. Păi atunci nu mai zic nimic. Păi asta zici eu, hai noroc, haide că o să plec. Și o să-mi fie dor de voi. Unde pleci, bă? Bă, eu vă zic oricum o să aflați. Bă, eu plec din seara Slobozia, că s-a făcut acolo un comando și eu m-am băgat. Bă, te-ai băgat în comando ca Van Damme? Da, atacam America. Mamă, și pe ce post te-a luat? Lunetist. Fai de capul meu, lunetist, vreau și eu, mă! Faaa! Dracu' lunetist, bă, că nu vezi la 2 metri tu, bă. Ia uite-l, bă! Păi vezi, bă, Gianni, asta-i șmecheria. Să angajezi oameni pe care nu dai 2 lei, înțelegi? Nu dai 2 bani, dar de fapt ei să fie pregătiți și antrenați. Și unde vă duceți, mă? Cum adică unde ne ducem? Ne ducem la antrenament. Adică, cum ar veni, de aia ne duce cazare, masă, mâncare, tot ce trebuie. Mă, și cât te-a costat, mă? Ce să mă coste, mă, tu ești prost, păi dau eu bani din buzunar? Încetec, băi, ce comandul meu? E plătește la care are comandul. Ce baftă pe capul tău, bă, Ardile! Păi cu cine ai făcut tu câmpinață? Că nu cred că ai făcut cu Vasile, că ne zicea Vasile dacă era. Nu, bă, cu Vasile, bă, mai sus. Prefectul? Mai sus. Președintele? Dar cine, bă, Arafat sau cine? Zi, bă, odată că mă omori. Cu Putin, bă! Ia. Cu Putin atacăm America. Înțeleg, acum ne duci în Spania. 6 luni de zile, plajă, vin bun, mâncărică, d-alea, totul plătit, înțelegi? După care plecăm la schi în Austria. Acolo mai frig, saună, vom fiert. E bine. Plecăm în Jamaica. Păștinaș, muzică, pum-pum. Ideea care e? Tot timpul ai cazare, 5 stele, ai mâncare, ai băutură. Și colac peste pupăză, $3,000. Pe lună, mă? Gianni, pe săptămână, nu pe lună. Hai, dacă ce n-ai zis, mă, nimic, mă, și nouă că te-ai băga, mă? N-a știu, bă, că vreți, dar eu cred că mai e 2 locuri nimeni. Să mor tu. Bine, era aseară, acum nu știu dacă mai e. Mamă, hai, mă, că vrem și noi, mă, să ne băgăm, mă. Bă, eu dau un telefon, ce mă interesează. Dă-mă un telefon.
Dau să mă întreb. Nu știu, nu promit nimic. Da, mă, zi. Paulu, hai că se leagă, mă. Dă telefon, n-are cum să nu rezolvăm aici. Ne ducem, America. Stai, stai, eu Jamaica, vreau, hai de cap. Păi stineași, dale. Mă, zice, te-a zis la moda pe acolo. Hai de cap, e bine de tot. Lasă-mă, că m-au întins la soare. Hei, ce dracu urlați așa, mă, că nu mă puteam să vorbesc cu omul ăla? Nici eu nu s-a rezolvat. Gata, mă, s-a rezolvat. Hai că am vorbit cu ei, ci că e loc și pentru voi. Hai de cap, meu! Ești băiat de treabă tare de tot. Să zic eu că se rezolvă, mă. Trebuie să ne aduceți livretele militare. Adu, da. Stai, mă, bă, ce? Cum adic? Ce livrete militare? Livrete militare că ați făcut armata, mă, dovadă. Ce, nu ai făcut armata? Nu, n-am făcut armata. E, nici tu... Nici eu. N-am făcut, mă, că amândoi am fost la facultate. Mamă, păi nu se poate atunci, mă. Mamă, ce ghinion, mă. Stai, mă, așa, mă, cum nu se poate, mă? N-am făcut-o, dar ce, nu merge fără? Merge fără, bă, dar trebuie să vorbesc cu generalul să vă pună două ștampile, că ați făcut armata. Hă, mă, ce nu se rezolvă în țara asta, mă? Se rezolvă, dar costă. Cât? De 10 milioane. Fai, dragă, 10 milioane pe o gălăgie de bani, mă. Da, bă, de fiecare asta e. Mamă, mamă. Da, bă, dar gândește și tu, dai 10 milioane acum? Și după aia stai un an de zile pe turist la 5 stele. Da, iau. Eu zic să merită, geam. Vreți să merită, mă, dar de unde 10 milioane? Eu am eu 6 milioane. Mm. 6 milioane pentru tine, bine, și tu? Eu n-am niciun ban, n-auzi cu eu. Stai, mă, că pentru amândoi 6 milioane. Oh, mersi. Mersi, Vardiles. Acum 6 milioane e 6 milioane, mă. Zici tu lui colonelul acolo că atât m-am făcut rost. Asta da, mă, și zi, fii atent cum face. Da. Deci când ne ia cazare la hotel, să ne ia, mă, fără mic dejun, mă. Eu nu stai, mă, așa. Vorbește, mă, pentru tine. Eu vreau mic dejun. Ce, ești nebun la cap? Ce, mă, Gianni, mă? Păi, da, micul dejun e cea mai importantă masă din zi, mă. Bine, mă. Mamă, deci mă omorâți voi pe mine, bă, n-a fost așa ceva, bă. Du-te, mă, și adu banii, mă. Bă, fii atent. Așa. Diseară la 12 minute plecăm în comandă. Să fiți în stația de microbus, da? Amândoi. Gata, mă, așa facem, dar vii și tu. Cum o să nu vii și eu dacă plecăm la comando? Bun. O, tu ia! A, ia, te scuze. Mai am înțeles, da? Da. Gata. Iată-i, Gian. Ca și mai aruncăm niște granate. Mamă, că sunt obosit, bun, mă duc să mă odihnesc. Păi la 12, fii atent, că la 12 trebuie să fii la microbus. La 12 noaptea, mă? Da, la 12 noaptea. Mamă, trebuie să mă duc să mă mai antrenez, nițe. Te mai antrenam, mă, stai, mă odihnesc, te-am auzit că la 12 trebuie să fim acolo, trebuie să fim odihnit de bun. Lasă-mă, că dorm, eu lasă. Haide, ia. Ce faci, mă, bă? Ce, mă? Ce faci, mă? Cum ai văzut, mă? M-am uitat la tine, mă. Eram camuflat, mă. S-a văzut cămașa, este? La cămașa, că altfel nu aveai cum să mă vezi. Tu ești îmbrăcat în camuflaj acum? Păi da, uite. Mă, ce ți-ai și-o ție să-mi te mai uiți la patru la cățelușilor, mă? Mă, ești chiar prost. Vezi de treaba ta. Dorele! Dorele! Bă, nu vrei, mă, să te învăț eu, să te antrenez eu mai bine? Ce să mă înveți tu, mă? Da, karate, mă, sărituri toate alea, că eu le știu. Hai de capăt, o, păi nu știu eu. Fii atent! Că dacă te pui corp la corp cu mine luptă, s-ar putea să te referesc cu tine pe jos, păi. Fii atent, prima lecție, prinderea, vină cu acest. Ia, hai, mă, să văd dacă poți. Bat aici. Bă, renoroce. Stai, bă! Unde e banii aia 6 milioane de rea acolo de la șatul la Teșghea, ia zi? Ce bani, mă? Bani? Ce bani? Da. Bă, tu vrei să te bușum aici să rup o mână, să te bag cu ea la cur? Banii care am lăsat eu în Teșghea 6 milioane, unde e? A, ăia, mă? Ăia. I-am dat lui Ardiles. Ia, auzi, de ce e dat lui Ardiles? I-am dat lui Ardiles. Ca să intru în trupele de comando și eu și Gianni, dar fii atent! El cerea 10 milioane de om și i-a dat 6 milioane pentru două persoane! Deci l-am făcut! A? Ma. Mai ne antrenăm? Ai văzut? Ai văzut? Deci cu gândul te-am... Yeah! Mă mai vezi? De aici am pun grenade? Înțeleg? N-am loc de cuțit, dar lasă că pun mai multe grenade, mă. Că cuțitul îți dai seama cât stai, tă. A, o luăm până... Da, grenada?
Buf! Ai luat 5 pe puțin. Tot ai fric tare de tot. E, dar lasă că ne scoatem pârlele alea, mă. Pe aia îngem noi acolo plaje, gagici, cocktailuri, alea, alea, viață, tata. Ai capul meu! Păi și dacă nu vine? Ce vorbești, mă? Mergem pe jos, ești nebun. Da, bravo. Ia, tu fie ăsta, mă? A, noroc! Bă, ce noroc, mă! Ia-te, mă! Bă, voi știți că sunt american, mă? Voi știți că după bunicul, bunicul, bunică sunt american, mă? Bă, vă, nu vă e rușine să vă luați de neamul meu, mă? Bă, da, ia că vă scute o război cu americanii! Hai, pe care-i! Stai! 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 Stai!